Asociația Ovșească Speranță, pe parcursul a 5 ani de activitate, vine în susținere persoanelor vârstnici din localitate. În perioada aceasta am implementat mai multe proiecte sociale, cantina socială, am organizat dezbateri publice cu curățarea râulețului Saharna, am diversificat servicii sociale și culturale pentru copii. Cu ajutorul și susținerea HelpAge International, ultimii 3 ani am implementat proiectul Realizarea drepturilor omului pentru persoane în etate din Moldova prin promovarea drepturilor femeilor în vârstă, unde am implicat 15 voluntari pentru a fi informați localnicii din sat privind problemele de combatere a violenței în rândul vârstnicilor. Anul curent am continuat acest proiect cu asistență a persoanelor în vârstă pe perioada de pandemie. Peste 100 de vârstnici din localitatea Cinșuți au beneficiat de pachete igienice, pachete alimentare și pachete de uz casnic. Sunt asigurați cu măști de protecție, mănuși și dezinfectanți. Perioada de pandemie i-a izolat și mai mult. Ei nu ies cu lunile din casele lor. Cele mai multe mulțumiri le primim atunci când oferim produse de igienă, cum ar fi scutece pentru adulți, protecții de pat, care sunt foarte necesare persoanelor imobilizate, care nu pot să-și permită procurarea acestor lucruri. Любовь Ивановна! Aici eu ca preot colaborez ca voluntar într-o această asociație. Mi-aș îndruma și alți preoți ca să meargă să fie buni voluntari, să ajute vârstnici, să ajute sau familie social vulnerabile. Noi și acum a patra oară venim la dumneavoastră cu un pachet social, produse alimentare. Eu, din suflet, vă mulțumesc. Parcă ne-ar părea că minimul de existență, dar nu știu cine l-a calculat minimul ăsta, 2.223 de lei și 35 de bănuți. Pentru ăștia al de mine, pentru cei și mai triști ca mine. E un suport mare. Pentru mine personal, de pildă, eu mă gândeam să nu iau medicamente de undeva aproape 2000 de lei, ori să nu ne le iau. Când mi-a venit pachetul, m-am gândit, da, să iau, fiindcă eu de mamă și mâncat jumătate de ani din pachetul ăsta. Vârstnicii sunt cei care așteaptă acea comunicare, acea discuție. Ei sunt cei care așteaptă ca cineva să intre în casă, căci avem foarte multe persoane vârstnici care 3-4 zile poate să nu intre nimeni în casă. Au lucrat 40 de ani ca un inginer. Speranța că mai spasiba ne-au dus niște crupi, orez, pampers, mulțumesc ei pe sufletul. Ne ușurează ca lumbraș și altfel. Vă faceți grijă, să fie tot bine, să vă însănătoșiți. Da, ieșit de bogleală, da, vreau de parte, da. Da, Doamne, să puteți mergeți, măcar prin casă, printr-o dumneavoastră. Noi o să plecăm și o să, cred că o să mai vinim la dumneavoastră. Sănătate vă dorim. Doamna Elena, sâmbătă o să vină voluntari tineri și o să vă ajute la tăietul lemnilor. Bine? Noi mai venim, orice caz noi suntem încă. Bine? Sănătate, dumneavoastră! Sănătate! La revedere! La revedere! Pentru mine a fi voluntar înseamnă ca să ajut pe cineva, pe persoanele în vârstă care au nevoie ca cineva să le deschidă ușa, să mai stea de vorbă, să treacă timp cu ei. Deschizi ușa și când vezi cu ce lacrimi în ochi, cu ce bucurie pe față te întâlnește. Ei sunt foarte bucuroși. Mulțumim că nu uitați de noi, că vă pasă de noi și asta te face împlinit, te face că ai făcut cineva fericit. În 5 ani de activitate, voluntarii noștri au realizat peste 100.000 de vizite la domiciliu vârstnicilor din localitate. Ne bucurăm de parteneriatele de succes pe care le-am stabilit și de grupul activ de voluntari cu ajutorul cărora facem viața vârstnicilor un pic mai bună. Dar am realizat un lucru foarte important. Vârstnicii au nevoie de comunicare, au nevoie de susținere și de sprijinul nostru.